Bună seara și bine v-am găsit. Sunteți la o nouă ediție a Patra Putere. Ca de obicei, în fiecare zi de luni, în studioul TV Buzău se află domn profesor Mircea Costache. Bună seara, domn profesor. Bună seara, bine v-am găsit. Ce mai faceți? A mai trecut o săptămână din viața noastră tuturor. Da, constatăm și noi că trece timpul foarte repede și alții, ca să nu rămânem cu impresia că trece prea liniștit, așa, ne furnizează motive de agitație, de frământare, de îngrijorare. Ca ce... să trăim intens, să nu ne treacă așa. La noastră, ce frământare aveți în perioada asta? Evident că nu o să vorbim de cele personale. Da, mă frământă și pe mine, ca pe toată lumea, întrebări diverse referitoare la chestiunile fierbințe ale cotidianului sau ale zilelor trecute. Cum de-au ajuns unii la concluzia că după ce am încheiat discuțiile de câteva zile, săptămâni, asupra bugetului de stat, că legea cea mai importantă până la urmă e legea bugetului. 1000 de gulgute, de promisiune, n-au nicio valoare dacă n-ai prevedere bugetară, egal cu zero. S-au tranșat până la urmă lucrurile, domnule, au analizat puținul pe care îl avem la dispoziție, hai la învățământ, hai la sănătate, hai la transporturi, hai și colo, hai și colo, hai și de colo, l-au împărțit cu apărare, cu servicii, cu interne, cu tot. Și acum, ați terminat discuție la buget, l-ați votat în Parlament, am început să funcționăm de câteva zile pe bugetul ăsta. Avem câteva zile de la 1 ianuarie. Da. Așa? Bun, ați terminat? Da. Bun. Ia veniți voi încoace să vorbim noi despre buget. Vorbesc de Iohannis, de președintele Iohannis. Doamne, omul lucrează după dictare. Care astăzi a chemat la consultări partidele. Doamne, omul lucrează după dictare. Oricare ar fi fost. Se lucrează după dictare. Adică nu i-a venit lui așa, hai să discutăm acum despre buget. Despre bugetul apărării. I s-a spus probabil... Adică nu i-a zis consilierul pe probleme de apărare, deputat de Buzău, George Scutar. Fost deputat de Buzău, mă rog. Nu, o fi martor și el pe acolo. Așa, dar sunt alții care trasează directive de acest gen și care spun, băi, ai ajuns acolo? Da, bun. Ia vezi tu cum faci cu niște bani aici, că sunteți membri. Niște cotizați. O ceva bani. Că trebuie să vă înzestrăm cu niște vechituri, ceva second hand. Găsim niște gioahle acolo. Ați luat fregate de la fervechi în anii trecuți de la englezi? Erau date la casare. Așa. Ați dat niște sute de milioane de euro pe ele, le-am mai vopsit pe acolo, aveți fregate? Aveți. Bun. E, o să aveți și avioane. Tot așa de la mâna, zic ei, a doua, dar s-ar putea să fie a 29, că nu știi pe unde am umblat până acum. Așa. Pregătiți voi bugetul apărării să, cu niște bani, că nu prea v-ați ținut de cuvânt cu chestia asta. Și acum, eu și tu și noi ne-am bucurat, domne. Apărarea e o treabă cu care nu se glumește, vrem să fim apărați. Știi, în principiu așa e. Ai văzut că în toate sondajele de opinie publică, armata e biserica, sus armata, de tot. Armata, biserica a rămas mai jos acum, e pe vreo 5. Da. A intrat DNA-ul, Izaura, anticorupție, astea sunt pe primul. Așa. Dar și armata este întotdeauna foarte sus. Pentru că oamenii știu din trecut, de când făceau ei în opinci, pe lângă așa, carul cu boi, lăsau acasă animalele sau plugul în brază și se duceau să servească patria. Era doctrina militară de apărare, războiul întregului popor, când cu mic, cu mare participam și după ce satisfăceai serviciul militar, din când în când erai chemat, ultima chemare din asta am făcut-o prin 1992, parcă, la Râmnicu Sărat, 3 săptămâni. Aveam cu toții un rost, o grijă, știam. Acum suntem în noua poziție de oameni moderni care așteptăm să ne asigure alții, să ne presteze alții securitatea națională. Ficiorii noștri nu, ei nu mai trebuie să mai... Pentru că și așa și-ar pune întrebarea la un moment dat, bă, ce dracu apărăm noi, OMV-ul ălora, combinatul Mittal, că nu mai e al nostru, la Galați, combinatul ăla de aluminiu la alu Macinski, sau cum dracu o cheamă, flotă, nu mai avem. Dom'le, noi dacă eram bombardați de toată aviația, engleză, americană, franceză, ăștia care au aviație, germană, tot mai scăpa ceva.
Nu nimerea toată flota, dar a scăpat un vapor. Noi am fost bombardați de tot, încă ne punem problema. Bugetul apărării, foarte bine. Ce apărăm noi, domn? Ce apărăm noi? OMV-ul? Trist, dar adevărat. Deci, bun. Așa. Sau, altă întrebare, Mihai. Pentru că nu obligăm pe nimeni să ne creadă, dar punem și noi, ne întrebăm. Lansăm și noi în eter întrebări. Cei care își aprobă bugete pentru apărare, țări europene sau în spațiu non-UE, cui dau banii? Cei mai mulți îi dau industriei lor de apărare. Își produc una, alta. Și mai dau și ceva la alții ce nu produc ei. Noi aveam și noi, pe la tractorul Brașov, strategic, se produceau și tancuri. Pe la Electroputere Craiova sau pe la Faur București, se produceau și la IUR, Întreprinderea Optică Română, se produceau aparate de vizualizare pe timp de noapte, aparate optice de ochiere, chestiuni. Peste tot se mai producea ceva pentru apărare. Veneai acum cu bugetul și spuneai, domnule, am obținut și împrumut de la UE și ne-au ajutat și ăia și ăia, mai luăm și de la gura românilor. Și dăm niște bani, în primul rând, la industria noastră de apărare, la Brașov, la tractorul, acum știi că acolo sunt niște moluri. Da, da, da. Numai, am rezolvat-o. La Electroputere, la avioane, Craiova, Bacău, nu. La IUR-ul ăla ai dat la niște... Nu vreau să intru în capitolul ăsta acum, că nu mai citesc presă după aia, că mari oameni de presă sunt patroni la IUR, fostul. Se ocupă ei de aparate de astea de vizualizare pe timp de noapte, de ochire. Da. Depinde ce vizualizează, da, da. Domnul Rosar. Acum, buget. Cui îl dai? Banul de la gura românilor, care ai văzut, Măriuca, sunt de 5 ani, sufăr de cancer, ajutați-mă, dați un SMS, că statul meu jefuit nu poate să mă ajute, ajutați-mă voi, români, privitori la televizor. Pentru atâtea lucruri nu sunt bani. Ca să faci învățământ de calitate, nu. Să ai sănătate pentru poporul tău ca lumea, nu. Autostrăzi, infrastructură rutieră, nu. Infrastructură feroviară, uite, uiți la peron, bombardament, e puțin spus ce acolo. Sau în toată țara, sau un vraiști, un jaf. Bun. Luăm de la gura poporului o sumă mare. O dăm. Cui o dăm? Altora. Ca să ne dea ce? Second hand. Deci, cel puțin second hand. Deci cam astea ar fi discuții. De fapt, cel mult second. Cam astea ar fi discuții. Și o să spună unii. Și dacă e așa cum zici tu, ce? Dați-i și răspunsul. Păi popoarele, în general, când suportă, știu ce suportă, știu de ce, au reacție, pro sau contra, nu vegetează, nu așteaptă pară mălăiață, nu așteaptă să le gadă minile în public, în cap, ca o grindină sau ca o ploaie, ca un fenomen, ca un meteorit. Deci, au reacții și noi vorbim, poate vreodată, cândva, vom auzi și vocea celui de jos, care căruia îi crapă pielea, că nu are loc de muncă, că cu ajutorul de șomaj, că cu venitul minim garantat, că așteaptă să-i dea bălea de la, și ca ajutor de la Uniunea Europeană, făină, mălai și nu știu ce. Copilași care poate, din cauza mizerii sărăcii, sunt abandonați până maternități, ai nimănui. O țară care suferă de foarte multe și pe de altă parte risipește enorm. Se dispută acum în instanță, ai văzut și tu, că un cetățean, Stelu Cutărelu, a dat un tun așa dintr-o lovitură de 160 de milioane. 160 de milioane de euro. Deci cu aia face apărare națională cu suma aia, nu glumă. Dacă e vorba de buget de apărare. Unul singur. Că a mai dat un o lovitură de ăsta de în județul nostru, de pe la Râmnic, acolo. Unul Costanda. Cu parcul Bordeaux, o lovitură de 170 de milioane de euro, la retrocedări, drepturi litigioase, îmbărligături, mafiote, așa unde justiția independentă în instanță le-a dat câștig de cauză, ca și aia de la Pătărlagele cu povestea cu Beganul. Cu Beganul, da. Așa, cu pădurile. Așa, justiția aia, așa, vârfurile alea deștepte de justiție, aia ne-au... Așa. Bun, dacă în mafia retrocedărilor
s-au jucat de-a sutele de milioane, de-a miliardele de euro. De unde să mai scoți și pentru bugetul apărării? De unde să mai scoți și pentru Măriuca? Sufăr de cancer, ajutați-mă să mă tratez. De unde să mai scoți și pentru un locșor de muncă și pentru autostradă și pentru un drum și pentru... Dacă peste tot e numai jaf, 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 hoție, mărlănie și multă minciună și manipulare. Vin eu și mi-asum răspunderea ingrată. Am văzut acum în piața Dacii, băi, nu-ți vine să crezi. Ce ați văzut, domnul? Să stați așa, că n-am mai văzut. Între doi stâlpi din aia mari, unde se mai puneau de astea propagandistice, în fața hotelului Petroasa și în fața Palatului Comunal, e o reclamă enormă, cum că OMV, niște oameni care n-au nimic ce să investească ei, că ei nu pot să aducă petrol în România. Ei de aici scot miliarde, ne fură, ne sug ultima vlagă și ne arunc ca la chiori o redevență de 3-4%. Reclamă mare la OMV. Acum, întrebare. Eu când văd un panou din ăsta, știu că cineva are un panou publicitar și ia niște bani ca să primească publicitate acolo, da? Da. Bun. Între stâlpii aia din fața hotelului Petroasa, cine ia banii pentru publicitate? Primaria. Primaria? Are voie primăria Buzăului să facă așa ceva între doi stâlpi din aia, să ia bani și să-mi bage mie pe gât cum că OMV, țara lui Andrei, lui Andreas, că nu mai e al lui Andrei, Andrei sărea cu ei gol pușcă, ce să... Așa. Țara lui Schroeder. Nu vă abțineți. Verheugen, lui Cuiofi. A noastră nu. Așa. Că investește el în România și face o țară de nota 10. Prăduită, să nu rămână piatră pe piatră, dar de nota 10. Marea șmecherie care se face cu noi. Eu acum, pentru ăștia care la televiziune, pe milioane grele de euroi, îmi băgau în față reclama cu esența mișcării. Cu esența mișcării. Cu OMV vă face de nota 10, vă ridică nivelul. Investește în voi, ei de acolo, din Austria, care n-au petrol, investesc aici, în petrol în România. Care n-au nicio tradiție. Primii oameni, prima nație care are tradiție în petrol, în Europa, este România. Și după aia urmează Statele Unite pe continentul ăla. Cine vrea să învețe istoria adevărată și să spună cum e cu petrolul. Eu dacă am văzut că sunt televiziunile astea ticăloase, care o fac pe patrioți, lansează drapele naționale, dă cartea recordurilor, cheamă pe acolo, pe Guinness Book, pe nu știu cine, așa, și îmi bagă reclama asta pe gât, l-am scos din grilă. Dom'le, eu ca să nu mă mai încur de X, să mai îmi crească tensiunea în casă la mine și nervi, să-mi stric și televizorul, să-l fără, dom'le, i-am scos, nu mai vreau să mă uit la ăștia. Și mai dă și altul reclama asta, și pe ăla, și mai dă și altul, și pe ăla. Pe toți ăștia care dădeau reclama cu EV, i-am scos. Dar deci, ce fac... Și la dumneavoastră a fost esența mișcării, bun, dar, esența dar mișcării la programe. Să, i-am scos, domnule, să nu-i văd pe ăștia. Nu mă uit la alții. Se mișca de... Mă uit la aia care cotcodăcesc fără să-mi bagi chestiile astea mafiote pe gât. Cum că ce bine e să-mi devastez și să-mi devalizez țara, să le dau petrolul meu altora, ei să-mi dea ce nu curge pe apă și eu să zic că vai ce bine e. Da, acum cu chiloții aia uriași, spânzurați între doi stâlpi, cât hotelul Petroasa, ce fac? Că să nu mai trec pe piața Dacii, că am treabă, trebuie să trec. Închideți ochii. Dacă sunteți la volan, nu. Dar dacă, vă orientați dacă, după aia. Dar dacă îi chem eu pe niște oameni care vor înțelege ca și mine că nu e în regulă chestia asta, să ne mai lase aia. Că Năstase a spus clar, bă, eu am făcut pușcărie, am făcut și o grămadă de prostii, am dat pe tromul, că așa a fost conjunctura, pe 10 ani, au trecut 10 ani. Luați-l voi înapoi. Acum e alt context, nu vă mai presează cum am fost eu presat. Acum sunteți în altă etapă. Am depășit etapa aia. Luați-l voi înapoi dacă sunteți patrioți. A trecut 10 ani, revine petrolul la patria mamă, contractul ăla s-a terminat. Nu, îl ținem înainte și punem și reclame de astea sfidătoare a bunului simț, cât hotelul Petroasa, cât Palatul Comunal în plin centrul orașului. Așa. Eu poate ca un cetățean contribuabil și un locuitor, poate eu nu sunt de acord ca primăria mea să facă reclama aia acolo așa. Și poate îi mai chem și pe alții să se exprime. Cum ori vrea ei, pe calculator la domnuleprimar.ro, la unde ori vrea ei, sau în piață direct acolo. Pentru că mi se pare sfidător. Noi plătim destul, are primăria destui bani. Ce caută cu ceea ce a fost acolo? E, plătește mai mult. Dom'le, din grilă, din casă mi l-am scos. Cum fac să-l scot de acolo? Că eu nu mai pot să mai merg pe în oraș. Păi n-aveți cum. Deci trădarea națională și jaful continuă într-un pas de fanfară triumfală și toată lumea vrea ca eu să mă bucur să nu mai pot de fericire. Bun, domn profesor, legat de lucrurile acestea și apropo de petrol și de toate lucrurile acestea, am mai amintit
faptul că toată lumea s-a bucurat că la noi în Buzău nu știu ce zăcământ s-a găsit. Tot OMV-ul pune mâna pe el. Ai auzit ultimele cutremure la ce, că până acum erau de la 140 da, de kilometri. Da, la ce suprafață? Acum? Acum sunt la 17 kilometri. Dar se apropie mereu de suprafață, până nu rămâne în picioare aici. Pentru că astea nu s-au întâmplat întotdeauna. Astea sunt de la un timp încoace, de când au început explorările astea noi. Nu știu, acum nu știu așa. Dacă există vreo explicație de genul ăsta, știi, și din partea unor specialiști, să zicem. Dar noi luăm lucrurile clare. Adică specialiștii noștri cam ne driblează, cam tac. E posibil să fie și asta o politică, dar nu spune tot adevăr. Cum e și aia cu OMV? Ce bine e când vă facem noi pe voi, dar vă luăm petrolul și gazele, voi luați de la Gazprom. Păi știi că OMV Petrom, OMV asta de Austria, că exportă gaze din România în Ungaria și în Austria cu 15 dolari mie de metri cubi. Și noi împrumutăm, luăm, cumpărăm pentru casele noastre cu 430 de dolari de la Gazprom, Federația Rusă. Știi care este, știi care este capacitatea noastră de exploatare petrolieră în România? Au făcut o șmecherii din Condei să fie 11,5 miliarde metri cubi. Și necesarul e de 12 miliarde. Pentru 0,5 ăla, că nu e 11,5, nu-s 12, e 11,5 care le scoatem noi, ne-au determinat ca să fim siguri să facem contract cu Gazprom. Dar nu direct România, nu. Printr-o firmă, Wintershall, care aia contractează, ne dă nou și a comisionul, dă și la ăștia parandărătul, dar gros, așa, și suntem, cum să spun eu, așezați noi cu resurse, la mâna altora și în jocul unora și călcați în picioare și jefuiți non-stop. Și toată lumea vrea să mă bucur acum că funcționează justiția, că uite ce bine și ce frumos este, uite mărim și bugetul apărării, ca să apărăm OMV-ul. Deci, ușor, ușor intrăm în normalitate, domnul Rusar, nu? Mă, Mihai, noi am deschis emisiunea pe anul ăsta cu, într-adevăr, cu preocuparea noastră serioasă și propusă și celor care le urmăresc, de a ne raporta mereu la situații de normalitate. Să vedem cum ar fi să se comporte cetățeanul normal, cum ar fi elevul să fie tratat normal, studentul să aibă bursă normală. Păi nu interesează înarmarea în mod deosebit, păi interesează bursa asupra lui de zi cu zi, în perioada studiilor, când are alte resurse și trebuie să țină de carte acolo. Cum facem ca să fie pensia mai demnă, să nu bătaie de joc? Cum facem să fie salariul mai decent și mai aproape de lumea asta europeană, că e bătaie de joc? Cum facem să fie carburantul la români mai ieftin, că noi suntem țară cu resurse? Îmi facem IOMV-ul 5 lei când a scăzut prețul pe toată piața mondială. Și nu se mai pune problema, noi nu ne comparăm cu țările care au resurse, cu aia care le cumpără de la alții. Da, dar era să, la... nu, am, apropo de asta, da. În weekend am alimentat. Și mai să, nu știu, să împice... Ce? Ți s-a părut că e ieftin așa? Nu, când am 5 lei, adică am crezut că nu, totuși... Nu, e 5 și... Nu, cu 5 lei în cap, domn profesor, am luat. 5, bun, la... Am 5, la frații noștri ăștia, austrieci. 5,4 parcă am luat eu. Dar la latura Petrom, mă rog. Asta nu, așa, nu înseamnă că e reclamă. Și se pare ieftin? Dar dacă dar, spune nu, domne, cineva... Nu, domne, față de 6 și dar ceva... Dar dacă spune cineva că este 1,60 la poarta rafinăriei nu, dar, și că de acolo încolo începe jeful, nu, jaful... Dar până aici a fost pentru că mi-am dat seama că e vorba de ceva la nivel mondi. N-avea da. Cum Onor, OMV, Petrom, să, mamă, să ieftin noi prețurile la carburanți pentru că suntem... Hai să le dăm așa, de început de an românilor o ieftinire din asta, să se bucure, să alimenteze mai mult, știți? Adică da. De-aia a venit și banner-ul ăla, e pe context, e pe val, domnul profesor. Ne dau val. Ei OMV Petrol nou. Nu, zic, la pompă. La pompă. Da. Păi la pompă ei toată viața numai la pompă au vândut, că asta e toată tradiția lor. Ei n-au tradiții în exploatări petroliere. Păi de unde să aibă? Nici institute de petrol și gaze, nici producție, păi cum am avut. Păi ne-au luat oamenii noștri, n-au specialiști. N-au produs în țara lor nici sapa de foraj, nici pompe, nici petrotuburi, bun. Nici alte accesorii necesare. Utilaj petrolier în general. Domn profesor, trecem la un alt subiect. De câteva zile după masacrul care a avut la acea redacție din Franța, vedem foarte multe mișcări, foarte multe atitudini
în majoritate, înțeleg și pe rețelele de socializare și la televizor, toată lumea este Charlie. Aproape toată lumea este Charlie. Se mai găsesc câțiva care să zică că și anume nu sunt Charlie. Dar nu sunt auziți sau ascultați de ce nu ar fi Charlie. Depinde ce, cum privești ce ar însemna să fie Charlie. Hai să facem și noi, domn profesor, așa un exercițiu punctat, serios, pentru că de un astfel de subiect nu poți vorbi decât serios. Pentru că oricum, indiferent ce s-ar zice, că ești Charlie sau nu, un astfel de masacru nu se justifică prin absolut nimic. La cuvinte se răspunde cu cuvinte în lumea civilizată. Indiferent de natura cuvintelor aruncate. Indiferent. Și de caricaturile aruncate. Și de caricaturi. Și de toate lucrurile acelea. Caricatura e tot în sfera comunicării. Da, mă rog. La comunicare se răspunde cu comunicare, nu se răspunde adică cu armă. Adică ce înseamnă asta, domn profesor, je suis Charlie? Dom'le, că unii sunt adevărate Charlie. Știi că mai e câte o cotarlă de asta, că spui, mi-ar Charlie de aici. Se declară unii așa de snobism, fără să înțeleagă fenomenul, toată complexitatea lui. Ce înseamnă să fii de partea celor care apără libertatea de expresie, care este un bun între puținele câștiguri reale, inclusiv ale societății românești. Deci tot sângele ăla din decembrie și tot jaful de după și toată asta ne lasă și pe noi să vorbim, ne lasă și pe noi să comunicăm. Au ei grijă să facă de așa manieră încât la un moment dat să fim marginalizați, ridiculizați aia care spunem ce nu place sau ce nu servește cauza statului mafiot. Așa, au ei grijă să ne bage pe coloane înfundate, dar totuși ne lasă. Ne lasă să comunicăm, ne lasă să vorbim, ne lasă să ne exprimăm. Asta e, eu, dacă mă întrebă care e a doua cucerire, presă, televiziuni, mass media, de după 89 încep să mă gândesc prea mult ca să mai găsesc. Ceva mai... Ceva așa. Deci aici nu e de discutat dacă suntem pro sau contra... felului cum s-a procedat acolo. Că în spate poate să fie o poveste pe care poveste adevărată a situației în care, cum s-a ajuns la așa ceva, că există grupuri, grupuscule, mai mari sau mai mici nuclee pe care le ai sub control și la un moment dat, ca să-ți servească ție unui plan, pe unul din grupurile alea îl încurajezi un pic să... Așa, ca să poți să vii cu măsuri restrictive, cu ordinul alea că pe piața muncii, mai termin cu cerșetorii, așa, pentru că după căderea turnurilor gemene, când s-a dus în prima vizită ministrul de externe român, era la vremea Adrian Cioroianu, nu s-a uitat că uzanțe diplomatice, că e ministrul de externe al unui stat, l-au căutat și în pantofi, și peste tot. Deci s-au luat măsuri. Ca să ajungi să-ți impui niște măsuri restrictive pe care populația să le accepte, cederi de suveranitate, cederi de libertăți, măsuri restrictive privind circulația persoanelor și alte alea, suplimentarea bugetului pentru zona de securitate antiteror și așa mai departe, ca să poți să justifici toate astea și de ce ai mers cu trupe alături de alții peste unii, ca să-i democratizezi. Și pentru mai multe rațiuni e nevoie aici, acolo, de să-i scapi de sub control pe unii, controlat, chiar dacă n-ai anticipat că vor fi atâtea victime, îți mai scapă aici, dar cred că adevărul adevărat și golgolul să-l știu foarte puțin. Cred că știu cam atâți români cât știu bine și clar și corect cum a fost cu răpirea de ziariști la români și cu fuga lui Haisam, proprietarul, patronul lui Ifet Nehoiu, așa, care venea des la vânătoare în Buzău și era foarte atașat de Buzău și de unii oameni după aici, cum a ajuns la teroristul numărul 1, dus afară, a dus înapoi, așa, deposedat de niște averi mari, de sute de milioane de dolari, așa, sunt foarte puțini care știu, 1, 2, 3, cam atâția cred că știu și adevărul adevărat despre ce s-a întâmplat la Paris zilele astea sau ce s-a întâmplat în America cu ocazia unui maraton
ce s-a întâmplat în Spania când au sărit niște vagoane de tren, în aer, ce s-a întâmplat în Anglia pe la metrou, ce s-a întâmplat așa și ce o să mai întâmple, pentru că chestiunea cu terorismul a luat proporții și a devenit obiect de preocupare când a dispărut întâmplător tratatul de la Varșovia. Pentru că NATO, ca bloc militar, avea o treabă. Dom'le, uite, dușmanii ăia de comuniști se înarmează cu rușii la greu. Așa și trebuie să facem și noi. Noi facem sistemul rachetă, el fac antirachetă. Noi am scos o paie, ei au luat o paie la altă. Și era o trecere în tehnologii, în cheltuieli de înarmare. Cursa înarmărilor s-a numit și războiul rece în perioada aia. Bun. A dispărut tratatul de la Varșovia. Și s-au întrebat NATO. Și noi acum cu cine ne... Cum adică ne dizolvăm? Că nouă ne era foarte bună. Că aici trebuiau să cotizeze foarte mulți la apărare. Trebuia să dea foarte mulți bani aici. Deci, noi ce facem acum? Că am rămas singuri. Ne dizolvăm și noi dacă s-a dizolvat tratatul de la Varșovia și e pace pe pământ? Nu. Am găsit. Nu mai e tratatul de la Varșovia, dar avem un pericol mai mare. Terorismul mondial. Și a apărut un teroric acolo, care izbârle cu bolovani, cu pietre, așa, unul dincolo care mai dă și ăla cu pietre, așa, și la umbra acestei chestiuni mai dărâmăm noi niște turnuri gemene care și așa trebuiau dărâmate și intrăm într-o nouă eră. Noi n-am fost deloc pregătiți pentru chestiunea asta cu globalismul, ca să ne adaptăm și să înțeleagă și populația mai bine că unii de acolo din străinătate se lasă manipulați, chiar dacă înțeleg că nu era nicio armă chimică și nicio armă bacteriologică și că s-au dus în Irak după altceva, nu că să-i democratizeze. Așa, dar pentru că le e bine și că lor se menține nivelul de viață cu manevre de genul ăsta, le încuvințează populația. La noi nu e vorba de încuvințat sau de respins. Nu înțelege și nici nu îi se spune și nici nu lansează nimeni întrebări mai ciudate așa cum facem noi, ca să încearcă să gândească, mai deschidem o fereastră și în altă direcție decât ni se servește. Poate aia nu e așa, poate aia nu e așa, dar poate una e așa cum zicem noi. Că aceste mișcări sunt și încurajate, chiar dacă sunt ținute sub control, pentru că e greu de presupus că o planetă întreagă care are tehnologie la ora asta, că dacă vine un meteorit care riscă să distrugă un oraș sau să facă daune mari unei țări, poate fi preluat meteoritul, corp ceresc, și deturnat după traiectoria lui, deviat ca să nu ajungă pe pământ. Deci avem tehnologii mari de tot, și vine un teroric gigel care face pe acolo și ține nevintiși unei națiuni și unei planete întregi ore, în șir, zile. Înțelegi? Nu-l găsim, îl căutăm pe păduri, ne uităm la acum carul cu fân. Deci... Bun, domn profesor, aici aș vrea, bine, e ciudat să vorbim despre alt popor, dar... Ți-aduce aminte. Dar există, repet, o atitudine din partea foarte multor români. Depinde de fiecare cât se informează, domn profesor. Așa. Dar sunt câteva lucruri la modul general. Dom'le, 48 de ore au trecut până când i-a reperat. Păi între nu, timp, alții au mai atacat. În pădure, dar i-au scăpat spre magazinul ăla. Dom'le, încă o dată, spre tipografia. Bun, dar este incredibil pentru un stat ca Franța. Bine, la noi... aș fi înțeles, probabil, nu știu. Noi, dacă am lăsat să moară cu lacrima înghețată pe obraz studenta Aurelia Ion în munții aia, unde i-au găsit pădurare, că dacă se ducea pădurare mai devreme, rezolva moții decât trupele noastre, așa, care erau trimise în bălării ca să nu iasă bine un guvern, să iasă prost un ministru. Așa, că noi suntem de o ticăloșie enormă câteodată. Pe lângă alte lucruri, de ce n-a fost prevenit acest atentat? Pentru că erau semnale, amenințări, scrisori, tot felul de lucruri. Deci pe față, adică erau niște amenințări la adresa redacției și oamenii de la serviciile secrete nu erau străini. Mă rog, nu intrăm în detaliile acestea. Însă eu aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră și pe telespectatori. Deci, domn profesor, dacă eu în acest moment pe post aș difuza din ceea ce știu să scrie pe o foaie, într-o chiparea Sfântului Duh, Iisus Hristos și Tatăl, Dumnezeu, da? Pe cei trei i-aș desena într-o partidă de sex anal. Îmi cer scuze, dar asta este. Și aș posta lucrul acesta pe post în acest moment și aș spune Josue Michel. Și poste și pe Facebook. Da.
Câți ar fi în stare să zică la fel că je suis Michel? Îți răspund eu. Nu. Asta nu se înțelege, repet, am spus, discuția o avem de la bun început, că nimic nu justifică, domnule, ca să înțelegem nimic ceva. Nu justifică ce au făcut debile. Mihai, fii puțin atent. Eu vă întreb, ce s-ar întâmpla, domn profesor? Eu vă spun, nu s-ar întâmpla nimic. Niciun român nu s-ar scandaliza. Poftim? Ar rămâne în inima lui... Domn profesor. Așa? Nu, ascultă-mă. Doamna cu trei guși. Domne, înainte să întâmple asta. Doamna cu trei guși, care ne dă lecții de politică la televizor, cu Academia, PPD? Nu știu care, că, așa, PPD, a scris o piesă în care se întâmplă niște lucruri mai urâte decât spui tu acum. Mai urâte, dar nu vreau... Domn profesor, cine are acces? Mai urâte. Nu, cu cine are acces? S-a jucat pe scena Teatrului Național din Iași. Domne, s-a jucat pe scena Teatrului Național din Iași, dar nu a fost difuzată la televizor, domn profesor. Măi, au văzut-o un public și nu odată. Așa. S-a jucat. Unde lui Iisus și Maria Magdalena se făceau scene mai ordinare și oribile. Bun. Și scârboate decât alea pe care le insinuam tu înainte. În țara asta. Nu, aici nu se întâmplă nimic. Bun, am înțeles. Nu. Aici poate să ne insulte cineva. Ați văzut ce au făcut francezii cu românii? Da. Când ne-a învățat cum e un salut românesc. S'il vous plaît, monsieur. Adică cercetoria de acolo. Bun. S-au făcut la adresa noastră. Într-o măsură au avut dreptate să facă. Nu știu. Dar nu de toți. Adică nu să ne pună tot poporul român. Bă, vreau să spun că el, ca om care profesează act de cultură, are bruma de cultură să știe că poporul român este altul decât aia la care se referea el. Asta da. Că în țara lui există atelier Brâncuș, îl vizitează și de mii, milioane de turiști din acolo, să vadă atelierul român. Știu că acolo... Și în fața cui acolo, francezii au fost milogi. În cimitirul Montparnasse, mormântul lui Ienescu, că acolo e Cioran, că acolo... Știe, dar e ticălos. Ne confundă intenționat, mai ales că s-au apucat și unii la noi să facă confuziile astea cu denumiri, cu terminologie confuză. Da. Bun, haideți să tragem concluzie înainte de pauza de publicitate cu acest caz din Franța și ce ar trebui noi totuși să înțelegem ca români. A fost acea mișcare impresionantă de oameni, de lideri politici. Solidaritatea e bună. O manifestare fără precedent, în înțeleg, în Franța. Libertății în general și a libertății de opinie în special e bună. Toate sunt bune. Până la cele din subtext care îngrădesc încet încet anumite libertăți ale cetățeanului de deplasare, de mișcare, cele care ne fac contributori cu fonduri la niște chimere care altora le priesc și noi luăm de la gura unui popor și așa, lipsit de foarte multe. Așa? Deci până acolo unde în partea ailaltă se petrec și astfel de lucruri. Una e fața oficială și altele sunt determinările din subteran. Cine încearcă, în măsura în care reușește să informeze, să priceapă, să vadă și una și alta, are termen de comparație. Cine vede numai linia oficială, e un om fericit. Bun, după o scurtă pauză de publicitate vorbim despre Eminescu. Am revenit a doua parte a emisiunii noastre. Invitatul serii este domn profesor Mircea Costache. Am vorbit despre politica actuală, despre negocierile și până la urmă de ce sunt făcute acele negocieri la Cotroceni, despre Charlie și despre Eminescu, domn profesor. Dar haideți să explicăm și de ce vorbim despre Eminescu așa dintr-o dată. Ne apucăm deci, să vorbim de Eminescu. Adică da, e cam de... Adică toată lumea se agită cu politica, cu... Nu? Noi, dacă am dat Ministerul Culturii pe mâna unui veterinar ca Kelemen Hunor și un antiroman învederat și pe mâna altor trepăduși de-a lungul timpului, am pierdut busola ca națiune. Totuși, între puțini oameni de bun simț, academicianul Eugen Simion, cu câțiva ani în urmă, în calitate de președinte al Academiei Române atunci, a propus o zi a culturii române. Pentru că era tot felul de zile. Ziua.
și a fixat-o la 15 ianuarie. Deci, în mod normal, într-o țară care nu și-a pierdut busola și nu și-a uitat rădăcinile, care tinde să se însănătoșească moral, o zi a culturii naționale ar fi un prilej în săptămâna aceea, cum ne aflăm noi acum, de azi, mâine, zile următoare, până pe 15, să se desfășoare manifestări diverse, sunt instituții de cultură plătite pentru așa ceva, direcții de cultură și patrimoniu, biblioteci județene, care ar putea în perioada asta să se dedice culturii naționale, să mai scoată la iveală anumite lucruri, să le mai reamintească, să le aducă, să le readucă în atenția publicului. S-a ales ziua de 15 ianuarie de la ziua de naștere a poetului național Mihai Eminescu, născut în 15 ianuarie 1850. Și a vrut, probabil, inițiatorul Eugen Simion ca, odată cu sărbătorirea culturii române, așa, să se așeze în centrul manifestărilor personalitatea, figura acelui pe care, dacă îl numești poet și ignori publicistica, faci un mare păcat. Dacă îl numești poet și ignori proza, comiți un alt mare păcat. Dacă îl numești numai publicist și uiți poezia, iar. E o personalitate complexă. A fost odată un om care, uite, are azi povara imensă de a ne reprezenta în fața universalității cu chipul nostru lăuntric cel adevărat. Și din păcate îndurerat și atunci. Pentru că aflăm din ce în ce mai multe vești triste despre faptul că Mihai Eminescu n-a murit la 39 de ani, ci e vorba de un asasinat politic. A deranjat. E o ipoteză din ce în ce mai vehiculată. E mai vehiculată și argumentată și documentată. Dacă te uiți la eminescologii de ultimă oră, unul dintre ei, Marin Barbu, de la Craiova, o figură rebelă, dar de un enciclopedism surprinzător. A mers pe urmele lui Eminescu în limba germană, în cultura lumii. I-a luat la fibră, de la biografie, la operă, cam tot ce s-a putut pătrunde și a descoperit, într-adevăr, mărturii greu de combătut, că e vorba de un asasinat politic. S-au chinuit să-l omoare vreo 6 ani, pentru că era vânjos, era un bucovinean destul de robust fizic, de o frumusețe, spun unii, greu de descris. Care a strânit mari invidii. Bun, hai să și explicăm, domnul profesor. Domnule, nu l-a omorât poezia, să fie clar, da, ci publicistica. Articolele necurțătoare din ziarul Timpul. El era redactorul șef al ziarului conservator Timpul. Eu mai glumeam câteodată cu plevușca asta care se fâțâie pe la Camera Deputaților, acreditați de diferite publicații, de televiziuni, de presă, atașați de presă la Camera Deputaților, la Parlament. Pe acolo era și Eminescu, dar pe vremea aia îți dai seama că la tribună erau Petre Carp, erau Titu Maiorescu, era altă vreme, altă lume, iar articolele lui pe care le publica erau nimicitoare. Cel mai mult a deranjat, în afară de liberalii care se afla atunci într-o mare dispută cu conservatorii, el fiind conservator, iar liberalii fiind supranumiți roșii, pentru că erau de stânga, nu erau șnapanii de azi.
liberalismul românesc tradițional este de stânga, dar ăștia să facă plouă. Îi tot dau cu dreapta românească. Nu vor să-și cunoască istoria pentru că nici n-au timp să mai pună ei mâna pe carte acum. Și la ce le-ar folosi? Să aibă ei comportament de stânga cu masele largi populare când ei sunt făcuți toți pe strâns cât mai multe averi în cât mai puțin, în mai scurt timp și pe îmbuibare, ca să zic așa. Eminescu era în perioada aceea a deranjat enorm și pe cei din interior, pentru că avea o autoritate, căpătase o autoritate, încât toată scena politică tremura de condeiul lui. Ce va scrie mâine Eminescu? Cum îi va înfiera pe unii sau pe alții? Așa. A deranjat însă și în exterior și acolo, de acolo au început să-i curgă necazurile mari până când l-au scos de la ziarul Timpul, l-au plimbat chipurile că-l tratează în străinătate, l-au dus și prin Italia și prin, pe la Viena, până Austria, l-au dus și pe... ca să-l scoată de acolo, de la butoane, de unde mitralia, de la locul lui de nimicitor cotidian al adversarilor politici. Se punea atunci de o înțelegere la nivel european cam cum e Uniunea Europeană de azi. Dar la vremurile alea. Tot o alianță cu Germania, tot o înțelegere cu marile puteri în care se ținea și România pe aproape să se poziționeze și ea și se împiedicau toți de Eminescu, care era atât de bine informat cu ce se întâmplă în afară, încât le întorcea ăstora cărțile în față, le dădeau pe față și îi plesnea de nu se vedeau. Și atunci s-au înțeles conservatorii cu liberalii, au pierdut alegerile conservatorii, au ieșit liberalii și liberalii au spus, uite, am câștigat alegerile, dar noi suntem boieri. Și așa nu prea aveau oameni. Nu punem noi toți miniștri, uite, punem și de la voi, de la conservatori. Și conducem împreună, o să vă fie bine și vouă și nouă, cu o condiție. Mai potoriți-l pe Eminescu. S-au înțeles pe deasupra capului lui și au dat mâna și atunci începem cu Maiorescu, care sprijinise cel mai mult. Așa s-a dat verde să fie, până a fost săltat, după stradă, băgat cu deasila la stabilimentul doctorului Șuțu, strada Plantelor numărul 10, la alienați, să fie tratat cu mercur, știe tot omul din popor că mercurul, argintul viu, e toxic. Toxic, da. Este o travă. Așa, dar a rezistat, s-au chinuit mult până l-au lichidat definitiv. Așa se întâmplă în România cu valorile. Așa a pățit-o Mihai Viteazu, așa a pățit-o Tudor Vladimirescu, așa a pățit-o până mai încoace al de Duca împușcat pe peronul Gărei din Sinaia, al de Antonescu împușcat de propria armată, mareșalul, alții mai încoace, deci cei care țin cu țara asta, mari patrioți, poporul român e necruțător cu mari patrioți. Nu poporul de jos. Poporul de jos e cu minte, dar e foarte permisiv și foarte tolerant. Și îi lasă pe unii să-și facă de cap cam mult. Așa cum se întâmplă și în zilele noastre. Ei, fiind ziua poetului național, în zilele astea cred că vom vedea și noi manifestări, vom vedea și noi anumite mișcări. Poate vor veni niște copilași să recite pur și simplu, dar nu tot cele câteva poezii care se tocesc prin manualele școlare, pentru că oamenii în general nu-i cunosc opera. Nu cunosc cât de conștient, cât de lucid era cu tot ce se întâmplă în jur și cu sine, cu destinul lui. Noi poate ne întrebăm, domnule, de unde a apărut? Cine ne l-a trimis? Cine ne l-a dat să sufere atâta pentru noi și să ne reprezinte așa cum a păcătuit Iisus pentru păcatele noastre, s-a jertfit pentru umanitate, pentru omenire? Cam așa a făcut Eminescu pentru poporul lui. Pentru a curma jevraiala asta a unora care se băteau cu cărămida în piept cu patriotismul lor, el a retezat-o scurt. Suntem români și punctum. Punct. Punctum. De aici încolo nu mai...
Așa. A stârnit atâta ură încât a trebuit să-i se astupe gura până la urmă, pretimpuriu. Dar ce ne-a lăsat este un tezaur greu de cuantificat. N-am reușit. Eu am încercat puțin, la puțin, la puțin, dascării noștri mai mult, dar nu s-a găsit până acum omul. Am văzut în Marin Barbu unul care de o anvergură deosebită, așa, care să-l cuprindă exhaustiv, in integrum, și publicistică, și proză, și poezie, și viața. Trebuie să dedici o carieră efectiv întreagă. O carieră, nu știu, cariera a cui, cât de înzestrat poate să fie cineva ca să o ia pe urmele lui în perioada vieneză, în perioada berlineză, în perioada... Să o ia așa. Era atât de conștient de sine încât la întrebarea pe care și-o pun unii alții de unde a apărut, el ne-a răspuns așa. Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor cum soarbe soarele un nour din marea de amar. Ne-a spus de unde a venit. Este un miracol, într-adevăr. E o enigmă și un miracol, ca și limba română și ca și spiritualitatea română și ca și originea adevărată a poporului român, care nu e aia care am învățat-o noi la școală. Au venit niște năvălitori care aveau două limbi și noi ăștia de aici n-aveau niciuna. Și după ce i-au predat pe strămoși, de le-a luat aurul, nu știu ce, s-a născut imediat un nou popor și o nouă limbă care suntem noi. Deci o poveste mai ciudată, dar noi în școală sărace am învățat ce ni s-a... Istoria ne era scrisă de roller, de ăla, de ăla, de tot de ăștia, de binevoitori, de binefăcători ăștia. Ne-au schimonosit, nu știm. Mai știu unii așa, puțin după în pivnițile Vaticanului, care ies câteodată de acolo, cum a ieșit secretarul actualului papă și a zis, domnule, vedeți că românii ăștia, săraci, nu își prea cunosc identitatea. Ei sunt, străbuni ăstora de aici ai romanilor și limba lor e mai veche, limba latină e o limbă dacică, nu limba dacilor, o limbă romanică. Bun, limba, mă rog, e o discuție întreagă, sunt unii care și-au dat atâtea doctorate și atâtea, încât nu au deloc, nu sunt deloc disponibili acum să-și arunce cărțile și toată opera pe foc și să înțeleagă adevărul istoric. Ei așa știu și ei la vremea lor, pentru că li s-au falsificat istoria la greu, de la cronicare, unde relevă că s-au făcut interpolări în cronici. Basna mincinoasă al lui Simeon Dascălu și Misail Călugăru, cum că provenim din tâlharii Râmului și așa mai departe. Deci am învățat un șir întreg de falsuri. De gugumănii în legătură cu noi. Cum că romanii care au cucerit 15% din Dacia au făcut un nou popor și o nouă limbă și ăia din Maramureșul istoric necucerit niciodată au învățat româna și vorbesc ca și noi românești, că au învățat-o la fără frecvență de la ăștia. Da. Au mai trecut un pic pe la noi și pe aici. Bun, ce să spunem? Ar fi tare frumos ca odată să lăsăm balastul ăsta. Domn profesor, o să lăsăm ăsta chiar cotidian o și să lăsăm intrăm chiar mai adânc în Eminescu. Joi o să intrăm mai adânc. Să spunem o poezie, să două, joi, domn profesor, o să facem lucrul acesta. Și sunt de acord cu dumneavoastră, chiar asta era și propunerea mea. Pe lângă operele pe care le vedem în manuale și discutate și pe care le învățăm. Știi care era salutul cu care se întâmpina prietenii? Vă, ia ziceți. Trăiască nația. Da. Trăiască nația, dar nația nu l-a lăsat și pe el să trăiască. L-a retezat la 39 de ani. Vorba vine nația, nu l-a lăsat. Nația. Aia, tot aia. Ticăloșii care întotdeauna s-au cățărat în cârca nației. Bun, o să vorbim mai multe și multe lucruri care nu s-au spus și poate că sunt foarte puțin cunoscute în rândul opiniei publice, domn profesor, dar joi asta. Chiar... Zice la un moment dat despre el. Și când propria ta viață, singur nu știi pe de rost, ori să-și bată alții capul s-o pătrunză cum a fost. Ne batem capul să vedem și noi ce am înțeles. Bun, mult mai multe citate din Eminescu și e fascinant, în adevăr, pe lângă proză, pe lângă poezie, sunt multe lucruri de acest gen care trebuie amintite sau trebuie punctate. Cu atât mai mult cu cât, iată, săptămâna aceasta
îl aniversăm. Îl sărbătorim. Avem, înțeleg, o intervenție telefonică pe final de emisiune. Bună seara! Bună seara! Alo! Da, sărămâinile, bună seara! Bună seara! Da, vorbiți puțin mai tare, vă rog. Spuneți, vă rog, sunteți în direct. Da. Alo. Da, bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. M-auziți? Da, spuneți, vă rog. Spuneți, doamnă. Da, mă rog. Ce probabil că nu ne auzea. O doamnă care a vrut să intervină. Bun. Da, dar să-i explice că noi vroiam să o auzim. Joi, doamnă, dacă ne pare rău dacă a fost o problemă tehnică și nu ne-ați putut auzi, dar noastră vă auzeați pe post. Joi o să reluăm discuția despre Eminescu. Vă mulțumesc, domn profesor, pentru prezență. Vreau să mă ziceți ceva, vă văd așa. Nu, e bine să ne mai și abținem. Uite că mai reușesc câteodată să și tac. Bine, joi să nu vă abțineți, domn profesor. Mulțumim celor care au urmărit această emisiune. Să aveți o seară excelentă. La revedere!